Budureasa Mountain Running aproape de start. Concursul de alergare montană va avea loc duminică 30 iunie 2024. Evenimentul este organizat de ACS Bihorul Oradea în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local ale Comunei Budureasa. Spre deosebire de anul trecut, când a avut loc o singură probă, cea de 16 km, la ediția din acest an vor fi mai multe probe, și anume cele pentru copii de 400, 600 și 800 de metri și cele pentru adulți de 8 și 16 km. Mountain Running reprezintă mai mult decât o competiție de alergare montană, este un catalizator pentru dezvoltarea și prosperitatea comunității noastre. Împreună prin sport putem construi un viitor mai bun, mai sănătos și mai unit. Anul acesta am venit cu un plus față de anul trecut, cu probe pentru copii, dând posibilitatea copiilor din comuna noastră și din localitățile apropiate să participe la acest concurs fără taxe. În momentul de față, la cursa copiilor sunt înscriși și confirmați 88 de copii. La cursa adulților, în momentul de față, sunt confirmați 96 de participanți. Estimez încă un număr de vreo 30 de copii care se vor înscrie la fața locului și în cursul acestei săptămâni. Startul și finișul celei de-a doua ediție a evenimentului Budureasa Mountain Running vor fi deopotrivă în fața Căminului Cultural din localitatea Budureasa. Traseul parcurge drum de asfalt, drumuri forestiere și poteci turistice, care sunt marcate corespunzător de organizatori înaintea competiției. Cea de-a doua ediție a Budureasa Mountain Running, desfășurată în 30 iunie, promite să fie o zi plină de aventură și competiție în mijlocul naturii, oferind alergătorilor oportunitatea de a-și testa limitele și de a se bucura de frumusețea peisajului montan din zonă.